Ce ziceți? Mă vopsesc? Mă fac roz? Suntem în centrul vinerei! Yay! Careacă cu cai alb, mi-a zis asta! Ne urcăm? E mare! Mare rău! Hai la operă, tati! Să fie bine! Da, mare gălăgia. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi, cu o mare surpriză. Eu n-am știut. Am văzut-o pe mami fix înainte să deschid camera cu 2 minute. Dar am văzut și astea pe pat. Ce ziceți? Mă vopsesc? Mă fac roz? Sau mami se face? Haideți să vedem. Salut, mami! Salut, tati! Și bine ați venit la un nou vlog! Ce avem noi aici? Avem roz! Hai să vedem finalul! N-o să fie atât de roz, că-i părul meu închis! Oricum e roz! Mult, 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 mult! Vrei și tu roz? A, nu-i trebuie o leacă! Iar rezultatul? Priviți-l! Mami, dar nu stă rău deloc! Știam eu. În sfârșit ne-am pornit. Oricum, astăzi toată ziua a plouat până la ora 6 seara. Acum e undeva la 7 și un pic. Și încercăm să ajungem să vedem și noi Viena, centrul Vienei. Și voi odată cu noi să vedeți. Și biserica sau domnul Sfântul Ștefan, care este un reper foarte important pentru Viena. Și gata, am ajuns. Suntem în centrul Vienei. Și avem pe Mozart. Da, facem mami! Și careacă cu caial! Mi-a zis, doamna, de pian, nu ne urcăm! Nu ne urcăm? Suntem mulți! Cam-cam! Suntem pe strada principală pietonală din Viena și priviți cât de frumos este totul! Zara? Da. Tot e Zara. Tot e Zara? Da. Cel mai mare magazin Zara din Europa. Toată clădirea. Înghețată din trandafir? Nu, no, normal că nu. Înghețată tot decorul de trandafir, dar fără înghețată de trandafir. Tot decorul e de trandafir. Și am ajuns la domul Sfântului Ștefan sau Ștefans Dom în germană. Și aici este un obiectiv central al Vienei. Asta e pe timp de noapte. Sfântul tău! Sfântul Ștefan. Pe mine mă cheamă Ștefania, să fie Sfântul Ștefan. Opa! Să intrăm în domnul Sfântului Ștefan și să vezi ce minune este aici. Bun și bună? Nu nimic în pe prima dată. Cu noi, vezi? Este de o măreție impresionantă. Am aflat, biserica este catolică și ne-am dat seama după faptul că aici e Papa Ioan Paul al II-lea. Asta n-am știut că l-am recunoscut eu din poză, deoarece este o poză artistică, ci pentru faptul că aici este cheia cu sigiliul papal, acolo, unde scrie numele lui. Sau cu pecetea papală, ceva. Bună, Bri! Aici nu ai voie să stai cu picioarele, știi de ce? Ia să-ți arate, mamă, uite, trebuie să stai așa și aici te așezi în genunchi ca să te rogi. De-aia nu ai voie să stai cu picioarele, să te rești. Ai înțeles? Aici nu se stă cu picioarele, deoarece trebuie să te lași în genunchi să te rogi. Așa se roagă cei de religia catolică. Și de asta
par. Și de asta nu trebuie să murdărim aici. Pentru ca nimeni să nu se murdărească atunci când se așează în genunchi. Știți ce mi-a zis Bri la ureche mai devreme? S-a așezat în genunchi și s-a rugat la Dumnezeu să-i dea o kinder. Iubirea lui mama, asta e tot ce bătează pentru ea. Iubirea. Am găsit semne de carte cu operele lui Gustav Klimt. Ia să vedeți, ce rog, tati? Uite, craterul. Crater. Normal, voi așa ați vrea, din plastic, nu? Nu, cum o stai. Am căutat cutiuțe muzicale și am găsit la un magazin de suveniruri o cutiuță așa. De lemn. Am comandat înghețată, iar ei ne-au adus 10 pahare de apă cu 0 euro. Așa repede, mami, așa repede. Ce e acolo, Teo? Mărătușcă. E mare. Mare rău. Încet. Încet să nu dați jos. Și Mara vrea un pepene, tati, nu știu ce o să mănânci. Păi și ce mi-ați făcut? Ai și tu pepene, deci vine salutata, i-a dat înapoi. Furăcioaselor. Amarei, tati, este gata. Numai că porție mică. De persoană. Am mâncat înghețată, bună. Calitativă chiar. Din Italia. Italiană la Viena. Am terminat, dar nici jumate n-am mâncat, pentru că sunt foarte mari și foarte dulci porțiile. Și acum mergem să vedem fântâna și acasă, pentru că ne pregătim de un drum lung, foarte lung și foarte de dimineață. La 4 trebuie să ne trezim. Pa, dimineața. La ora 7 avem decolarea către București. Să uite-o spate un pic, tati. Mara singură. Da. Uite și pe Teo. În Viena. Gimnastică în Viena. Are tot 5 locuri. Gata, am găsit și următoarea noastră mașină electrică. Un minibus. Ia primiți. Minibus? Da. Tot 5 locuri are. Nu, are mai bine de 5 locuri. Nu, unul. Da, 5. E mai mică decât a noastră. E mai mică? Da. Și eu credeam că are măcar 7. Cred că poți să pui în portbagaj. Vedem, trebuie să găsim pe internet informații. Ok. Sigur există. ID Buzz, mă cheamă. Aici e Muzeul Albertina. Aici la Muzeul Albertina sunt multe opere de artă ale lui Monet și Picasso. Și arată în întregime. Wow. Avem și o biserică. Dacă punea niște LED-uri pe el așa. Tati o păzește pe Bri dormind. Mergem, tati. Hai la operă, tati. Opera e unde am parcat mașina, hai. Ce v-ați făcut, tati, când i-a zis hai la operă? Iată și opera din Viena. Unul dintre obiectivele care trebuie bifate atunci când ajungi în acest oraș. Opera de stat din Viena, din față. Repre pietonală. Am pornit către casă, iar în parcarea asta zici că e saună. 40 de grade. Ne învârtim ca un melc. Și ieșim? Aproape, abia aștept să ieșim de aici, nu mai puteam de cap. Nu înțeleg de ce nu au gur de erisire. E pe mai multe etaje. Afară e super răcoare, astăzi plouă toată ziua. Exact. Aici s-a păstrat căldura. Iubim! La opera am ieșit. Parlamentul din Viena. E dimineață. Bună dimineața. Noi am ajuns la aeroport. Și avem aici foarte multe birouri de check-in, de trei clase. Check-in efectuat, cu un surplus de bagaj de 2 kg. Lăsările din bagaj, ne-am chinuit să le băgăm câte un Adidas în fiecare geantă. Asta e. Ne-am descurcat. Acum mergem să facem controlul de securitate.
brigada și controlul de securitate cu mici greșeli, am uitat sucuri prin ghiozdane. Și a făcut tata control amănunțit la bagaj. Mergeam către poarta de îmbarcare. Ok. Poarta de... Luăm apă pentru că doar ce le-am aruncat pe cele de acasă. Luăm apă caldă din aeroport. Și nu-i când ce l-a dat pe avionul. Da, nu mi-a ajuns. Ok. Și îmbarcarea. Gata, a făcut și aici controlul. Doar ne îmbarcăm. Tam tam. Ne temeam că nu o să ne primească. Dar n-au fost bine. Barcarea era... Barcarea nu sunt grele, pentru că trebuie să ai făcut până 10 kg și au 9. Noi trebuie să decolăm la 7 și abia este 6 și un sfert. Nici măcar, cred că. O să stăm 45 de navă. Poate pleacă mai repede. Da. Ce ar fi? Nu pleacă. De atâte ori a târziat, acum să plece mai repede. Nu cred că pleacă, dar simt și așa. Și gata. Ne-am ocupat locurile. Priana. Apă. Dacă am mâncat ciocolată pe tunel. Am înțeles. Da. Și deci ne apropie de aterizare. Am doar pe o singură. Revenim. Bără. Aterizăm. Ia fetele să acolo. Tot cu gândul la piscină, fetele astea. Și acum, dăm. Uite cum face, uite cum face. Ce face așa? Deasupra străzii. Vezi că am trecut peste stradă. Și. Asta e pista, gata, acum. Să fie bine. Tam. Super! Wow! Cam mare gălăgia. Doar gălăgia, dar restul. Care este fost aterizare ok. Super! Primul autobuz a plecat, noi le așteptăm pe cel de-al doilea, fiind la jumătatea aeronavei. Până am coborât deja, autobuzul se umpluse și n-am mai putut urca. A venit și bagajul de cală și mergem către mașină. Bagaje! Acum mergem să luăm mașina. Am luat și bagajul și ușor, ușor către casă. Întâi am prins autobuz, care am venit, am făcut control la frontieră. Mâncare! Am luat liftul. Ia vedeți ce scrie aici. Nu, birouri, sosiri, plecări, coafuri și pofuri. Haideți, fetelor! Și bagajele așteaptă mașina. Am plecat să o aducă. Am urcat în mașină. Ei. Cu toții. Mergem către Buzău, unde știe tati un restaurant bun. Dacă ne ajunge repede, tati, și nu-i mâncarea bună, încercăm. E foamea mare. Mâncăm din mașină. Mâncăm din roți. Ce ați găsit? Câți purici are? Pe burtă-l cauți. Dragul, lăsați-l. Mititelul. Îl vrei acasă? Ce fain e asta! Ce? Decor! Îmi pare bine! Mami, unde e ciorba? Ciorba nu-i, a venit și un bunic aștept, le-am mâncat-o toată. Și tot! Eu doar am gustat! Am înțeles! Dar era așa de bună! Mai iau două porții, că e bună! Brian așa a pus deja pe pâinică, eu acolo. Oricum, la ce foame avem! Da. Gândiți-vă să te întrebi de la 4, eu am băut o cafea de dimineață, dar atât. Eu nimic, nici măcar nu am băut o cafea, am băut o gură de apă. Așa, am băut așa banană în avion. Avea la mea, dar n-am putut să mâncăm. Na, e dimineață, eu nu pot să mânc dimineață așa, așa dimineață. Fresh! Fresh! Au venit ciorbițele extraordinare, ciorbiță de cocos și fix ciorbiță de țară. O bucată de aripă. Asta e ciudat. Și mai avem și aici o ciorbă de burtă, te o mănâncă din picioare. Te o stai la masă. Pe farfurie. Nu cred. Da. Da, un pic. Poftă bună, fetelor! Creierul meu a venit și a făcut în hârtie, cum făcea bunica. Lor le-a ieșit, mie nu. Iar fetele au șnițel, uite acolo. Poftă bună! Rianei și Marei Zahir. De ce faci așa? Cu piure, ia să vedem piureul. Pare bun. Vin de unt. Și de sare. Mara, ce ai acolo? Mamă! Nu făcea bunica, știi? Da, făcea și înghite, cu cartofi, cu ou, cu de toate. Se cheamă bulz, dar de fapt e exact cum făcea bunica. Cartofi, smântână, mămăligă, brânză și ouă. Mamă, aici pus în straturi, bunica le-o amesteca. Poftă mare. Amestecă. 40 de grade afară. Foarte caldă în România.
Am stat la pornim. Masă, una la pachet ce a rămas la fete. Către casă. Și mergem către casă, mai avem 2 ore și un pic. Doamne ajută să ajungem bine. Mergem. Gata. Să avem, asta e a voastră acolo și asta e a noastră. Să ne răcorim. Ce rece e. Gata. Am ajuns. Am ajuns. Brioș s-a și trezit și a venit la mami. Un pic. Ce-mi iau noi un pic? Un pic somnic și revenim în forță. Da. Eu nu cred așa ceva. Pentru prima dată negruț ne așteaptă la ușă. De fiecare dată când eram plecat și dădeau vecinii de mâncare, stăteam mai mult pe la vecini. Pe la alți vecini decât cei care îi dădeau de mâncare aici în curtea noastră. Și acum ne așteptă acasă. Se gudură. Hai, negruț! Piscina noastră e bine, mersi. Fetele abia așteaptă să intre în ea. Gazonul trebuie tuns. E mare și frumos. Iar negruț nu mă lasă deloc. Căpșunelele cresc, iar roșioarele sunt de cules. Priviți ce roșii frumoase. Ia să vedem. Faine roșii. De toate felurile. Și șerii. Și mari și mici. Cred că fetele abia așteaptă să le guste. Din păcate, la flori s-a întâmplat ceva. Aceeași poveste. A venit furtuna și le-a dat jos. O să le prind eu înapoi. Da, negruț, hai că-ți dau și ție. Dar să mergem să-i dăm de mâncare și iepurașul. Și să vedem ce face. Iată aici. Poftim. Așa? Ca să miște. Dă-i verdeață. Miroase bine? Hai. Bagă-le acolo. Are apă, mâncare are, el nu prea e prezent. E băgat aici. E acolo? E acolo. E acolo, hai iepurile! Hai. Ademenește-l. Hai. Dar Mara, hărnicuță, are și ajutoare. Salut, Sofia! Bine! S-a apucat de tuns gazonul, singuric așa, de la ea putere. Bravo, Mara! Bravo, Măruță, hai! Așa! Și gata! S-a făcut seară. Treburile aproape că le-am terminat. Mai am de prins florile care au căzut. Și ne vedem mâine. Da, și asta a fost a terminat de tuns grădina, iar acum mergem la culcare pentru că suntem extrem de obosiți. Vă mulțumim că ne-ați vizionat, aveți vloguri noi în fiecare colț al ecranului. Până data viitoare vă spunem la revedere, vă pupăm, pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!